Zeci de membri ai comunității evreiești din țara noastră au venit astăzi în Parcul Alunelu din capitală, unde au participat la o acțiune de comemorare a victimelor pogromului evreiesc din Chișinău din 1903. La 120 de ani de la masacrarea evreilor chișinăuieni, ei au evocat tragicele momente și au ținut un minut de reculegere în memoria celor omorâți fără de vină. Pogromul evreiesc se întâmpla în 1903, în perioada 19-21 aprilie, la Chișinău, oraș care la acea vreme era capitala Basarabiei, o gubernie a Imperiului Rus, cu o populație de aproximativ 110.000 de oameni, dintre care 50.000 erau evrei. Acele atrocități au șocat nu doar populația Chișinăului, dar au șocat întreaga comunitate internațională, comunitatea evreiască, prin cruzimea și durerea care a avut loc aici. Și atenție! Totul a început de la un fals, am spune de la un fake. Datoria noastră, a comunității evreiești din Republica Moldova, a întregii comunități internaționale, a autorităților Republicii Moldova, este să păstrăm memoria și să transmitem generațiilor noastre cât de importantă este pacea, liniștea în casele și țările noastre. Memorialul victimelor pogromului evreiesc, acolo unde a avut loc acțiunea comemorativă de astăzi, nu a fost construit întâmplător în Parcul Alunelul din Chișinău. În acest parc minunat, care nu toată lumea cunoaște, că a fost și cimitir evreiesc. Anume, din acest considerent, l-am ales pentru a veni aici cu toți, pentru că și victimele pogromului evreiesc sunt aici. Cimitirul evreiesc din Chișinău este într-o stare dezastruoasă. Este important să consolidăm eforturile pentru a aduce în bună ordine acest spațiu al neuitării. Și astăzi poporul nostru este nevoit să lupte împotriva antisemitismului, terorismului. Suntem recunoscători că Republica Moldova ne susține în această dorință noastră de a trăi în libertate. În urma pogromului evreiesc din Chișinău, de la 1903, aproximativ 50 de evrei au fost uciși, alți 600 schilodiți, iar 1500 de prăvălii și locuințe ale evreilor au fost distruse.